Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod. Călătorim împreună în procesul de autocunoaștere prin intermediul experienței Patriarhului Iacov. Astăzi ne ocupăm de un alt episod pe care îl găsim în Geneza, capitolul 32, de la 3 la 8. După mai bine de 20 de ani petrecuți în exil, Iacov se întoarce acasă împreună cu familia, cu agoniseala lui și ajunge momentul inevitabil al reîntâlnirii sale cu Esau. Așa că Iacov este în fața unui asemenea moment. Fuge în Padan Aram mai întâi ca să scape viața, să fugă de mânia lui Esau, care a jurat că îl va ucide pe Iacov, și ajunge la unchiul său Laban. Acolo își descoperă nașul în materie de înșelăciune în persoana unchiului său Laban, care era la fel de viclean ca și el. Și deodată viața lui Iacob începe o luptă nesfârșită cu un înșelător la fel de aprig, la fel de viclean ca și el. Mai mult, înșelăciunea îi contaminează și noua familie, pentru că mai târziu Rahela își înșeală tatăl, mult mai târziu atât Lea cât și Rahela îl manipulează pe Iacov și așa mai departe. Cert este că Iacov încă este decis, este hotărât să-și împlinească destinul prin metodele și căile alese de el. În vis, Dumnezeu îi descoperă lui Iacov faptul că bunăstarea nu îi se datora lui, ci se datora Domnului. Așadar, iată-l pe Iacov în momentul acesta al reîntâlnirii cu Esau. Cu două soții, două concubine, 12 copii, cirez de vite, averi agonisite, o întreagă gospodărie în spate, înghețată de ideea că Esau și cei 400 de oameni ai săi vin înaintea lui și poate să-i decimeze. Ce-i drept, Iacov face un plan defensiv, mai degrabă am putea spune un plan de control al pagubelor, iar de asemenea Iacov trimite daruri lui Esau pentru a-l îmbuna pe acesta, după care cade noaptea, noaptea se lasă, poate ultima noapte a lui Iacov. Vă invit ca să urmărim continuarea în episodul viitor. Vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!